CS Minaur Baia Mare a înregistrat prima victorie în deplasare din acest sezon. În cadrul etapei a 6-a Ligii Naționale de Handbal Masculin, jucătorii antrenați de Raul Fotonea s-au impus pe terenul echipei CSM Făgăraș. În fața penultimei clasate, Minaur a făcut un meci bun și a intrat la pauză cu un avans de 3 goluri, 13-16. Băimărenii și-au păstrat acest avans și în repriza secundă, iar în final s-au impus cu 27-24 și leagă astfel două victorii la rând în campionat. Pentru Minaur a debutat jucătorul Nicola Lazici, care a înscris 6 goluri în poarta Făgărașului. Cel mai bun marcator al partidei a fost tânărul Călin Căbuț cu 8 reușite. În urma acestei noi victorii, Minaur urcă pe poziția a 4-a în clasamentul Ligii Naționale, la egalitate de puncte cu ocupanta locului 3, Potaisa Turda, și la un punct de Steaua București, care se clasează pe locul 2. În etapa următoare, Minaur Baia Mare va primi vizita echipei Steaua într-o partidă care va avea loc joi, 12 octombrie.